Mișu, te-ai întors la Iași, plouă. Normal. E semn de bogăție? Normal. Ați venit de la București cu FCSB-ul. Cum a fost zborul, având în vedere vremea? A fost ok, da. Aici de față este colegul care a zburat. Cum a fost zborul? Bună seara! Un zbor scurt, care s-a terminat în condiții de siguranță și am adus colegii pentru o victorie, să sperăm, în seara asta. Mai ales că el este și stelist, adică tocmai din cauza asta a și zburat. Spuneți-ne, v-a fost frică de COVID, având în vedere focarul care a fost la Corona, la FCSB și încă mai este? Nu am avut nicio frică, noi știm că pe aeroport și în aviație măsurile de siguranță sunt la maxim, iar jucătorii și toți pasagerii sunt testați, deci nu o să fie și nu a fost nicio problemă. Dacă sunteți stelist, aveți și un pronostic pentru meciul de mâine? 2-0. Aveți un pronostic? Și eu la fel, sunt convins că o să fie 2-0 pentru Steaua. Se întorc tot cu dumneavoastră? Cu siguranță.